Hai cu neața și cu toate alea. Te-ai speriat, Alina? Nu așteptam. Începem vlogurile, alea adevărate, alea de călătorie cu ghiozdanele în spate. Am avut o pauză de 3 săptămâni, pentru voi nu s-a văzut, deci voi n-ați simțit pauza noastră, pentru că clipurile din Sri Lanka încă curg. Am fost harnici acolo, că na, dacă n-am avut curent, a trebuit să filmăm. Și mergem acum către Penang, o să stăm în orașul Georgetown, un oraș foarte, foarte frumos, face parte din patrimoniul UNESCO, avem o grămadă de lucruri de vizitat acolo și am zis gata, gata cu centru, gata cu aglomerația, mergem mai departe. Mai ai trolat ăsta? Ești clipul. gata, Alina, de ghiozdane, de astea în cârcă, de greutăți, de schimbat trenuri. Apropo, mergem cu trenul. Da. Da, mergem cu trenul la bun. Da. Ce faceți, oameni frumoși? Vă pupicesc. Mi-era dor să stau în fața camerei. Aha, a fost pauză pentru noi. Oh. Da, cât? 3 săptămâni? 3 săptămâni. 3 săptămâni. Ne-am recuperat. A fost așa relax. Oh, aș mai fi vrut, dar hai, trebuie să luăm din loc. Să începem să muncim. Spărteam locul frumos. Da, gata, mergem la tren. Acolo ne vom întâlni cu prietenii noștri foarte buni, pe care o să-i vedeți imediat. Aici, în Malaezia, funcționează foarte bine Grab-ul. Este un fel de Uber. Am chemat acum unul, vine în 4 minute și ne costă 18 lei. Eu zic că e bine. Problema e că nu știm exact unde este stația. Aici toate trenurile pleacă din o gară centrală, însă pe bilet nu scrie asta. Ar trebui să sunăm, să întrebăm de unde luăm trenul și ne-a spus la telefon că e vechea gară. Am găsit acel program unde vedem când pleacă toate trenurile și spunea că e și la această gară centrală. Acum mergem acolo și vedem dacă cumva putem să luăm de acolo sau dacă nu, să luăm o mașină către gara cealaltă. Dar ar trebui să putem lua și de acolo, de la gara centrală. Ia zi, Alina. Sir, no money, no nothing. No. Please give me food, I'm hungry. Give me a ride. I want a place to sleep, please. Be a good man. Or a woman. Depinde ce găsești. Depinde ce găsești, da? Mă duc ca la ea să-i spres. În mod normal, cu băiatul ăla trebuia să mergem. Ăla care trece cu trenul ăla. Va metroul. Dar ca să fim siguri, luăm o mașină. Să fim siguri că avem timp. Ăsta e al nostru, ăla de sus. 57-92. Hai că am ajuns la gară, acum trebuie să scanăm, bineînțeles, codul QR ca să putem intra. Gata, avem acceptul. Și acum să găsim caseria aia. Uite, nouă ne trebuie, du-te mai în față, nouă ne trebuie la KTM Commuter încolo. Chiar dacă trenul pleacă de aici, nu putem să luăm trenul de aici, pentru că biletul nostru e la o stație distanță și va trebui să mergem acolo. Nu ne pot modifica nici biletul, așa că luăm un taxiu și mergem la gara cealaltă. Călătorim azi, călătorim cu taxiul. Ia zi, Elena, că ne-am pus în mișcare. Cum ne-am pus în mișcare, am început să cheltuim. Ce sumă avem până acum? $75. 75 de dolari. Da, cheltuiți. Asta am trecut și cazarea de azi. Cazare, transport, Grab plus tren. Și am plecat de acasă de jumătate de oră. Mamă. Nici n-a început bine ziua. Și deja 75 de dolari. Și 100 de dolari astăzi. Fai de cap, mamă, e groasă. E groasă, rău. Asta e partea cea mai enervantă. Să tot stai să-ți dai ghiozdanul, pune-ți ghiozdanul. Diferența între gări. Asta arată de parcă au căzut bombele pe ea, dar spune că asta este gara aia veche. Da. Și bănuiesc că vor să o păstreze așa. Cât ori mai putea. Până ori cădea pe ei. Hai să ne întâlnim acum cu prietenii noștri. Aici trebuie să scanăm biletele. Ia să vedem. Hai să luăm pe primul întâi. Validare. Fugi. Alina a trecut. Și acum să vedem și pe Cezarau.
Bine. Bine. Gata. Am ajuns în gara. Sunt mai multe linii. Scrie pe bilet? Nu. Trebuie să vedem, să verificăm. Cu unul din ăsta o să plecăm noi. Dar acum, pentru că e prea devreme, am ieșit puțin afară. Să fumeze și Alina. Avem timp. Cât mai e? E 10:30. Ah, ok. Trebuie să punem bagajele aici, pentru că nu ne lasă să ieșim afară la o țigară. Au spus că dacă ieșim, nu mai putem intra, pentru că se consideră că am părăsit gara și... Deci, nasol, aici dacă vreți să fumați și ați intrat pe peron, nu mai ieșiți. Asta e, eu n-am problemă, Alina are problemă că na, e fumător și într-o oră ar mai fuma și ea două țigări. Pentru că avem 4 ore de mers cu trenul și pauză. Acum nu ne putem întâlni nici cu prietenii noștri care sunt afară. Eu am intrat direct, am crezut că sunt aici, că ei sunt afară, fumează, relax. Aie, îi așteptăm. S-a dus Alina glunț, e nervoasă. Știți cum e, pentru un fumător să nu-l lasă fumeze, e nasol. Și aici scrie clar, nu se fumează. Și suntem afară, deci uitați-vă și voi. Nu ar fi fost nicio problemă. Dar aici cu fumatul e grav. Sunt foarte puține locuri unde poți să fumezi. Nici măcar la cafenele, la Starbucks-urile care sunt afară, nu poți să fumezi. De ce? Ei știu. Ia, uite. Bă, voi de unde ați apărut? Asta, da? Ia volanul de la tren și scoate de pe șine, dacă n-are cafe. Da, și Alina în situația asta. Unde cu, s-a dus la baie încolo, pentru că iau cafea. Am cerut la baie, nu, am cerut să ieșim ca să fumeze și ea dacă n-a fumat, face urât. Și nu a lăsat. A zis că dacă ieșim, gata, s-a dus biletul. Pe bune? Da. E băieț. E bine. Hai să vedeți cum arată gara și de aici. Am ieșit de pe peron ca să putem fuma. Bine, nu eu. Alina, Cristi, să poată să fumeze și ne-am dus așa la capătul peronului. Ah, da, aveam aici, asta e parcarea angajaților și aici puteam să mergem să fumăm. Ăștia ne zic, n-aveți voie, dar aici era liber. Ne-a sosit și trenul cu ăsta roșu frumos, nu mergem cu orice. Am luat fratele tău un favorul din față, ajungem primul, te ajung mai puțin. Acum, și pentru asta trebuie să alergăm. Da, acum. Cine fuge astăzi, să ajunge departe mâine. Da. Vorba aia, din bătrâni. Ia, pe unde? F. Bă, dar asta nu plece. Stai așa. Fugiți. Stai așa. Ia-ne și pe noi. Hello, sir. No money, no nothing. Pe aici. Gata. Ah, hai că bine. E bine, bine. Și nici nu e fric. Vedem și noi o tur acum. Vedem și noi cum arată trenul ăsta. Pe bogăție. Ia. Yeah. Dă-mi și mie baia. Salută, baia. Zici că e avion. E ok. E bine. Nu e... Nu e rău. Și mirosul care vine de acolo e ok. E ok, da. Nu, mirosul. Nu se compară cu trenul ăla pe care le știm noi. Da. Că amândoi suntem traumatizați. Do you have any problems? No, sir. No, sir. Unde suntem? Nu știu. Căutăm acum vagonul la restaurant. Și acum ne spune că e în partea alaltă, știi? Mergem înapoi. Dar vedeți și voi că trenul e foarte, foarte curat. Și prețul super bun. 70 de lei mi se pare a fost biletul de persoană. Cam așa. Am văzut mai puțin. Și aici
aici e zona de restaurant. Avem aici meniu. Ce putem să mâncăm? A, uite că avem și ceva așa de mâncare. Am luat de mâncare. Asta e ce am găsit. Dar altceva? Fuculețe și cuțirurile. Noi destul că mâncăm ca în India. Ați? Da, cu stăcă. Nu mai așa. Ia vezelină. Ca tot. Ce să? Și astea? Ce contează? Original. E ca original. Milan pentru mine, Milan de asta. Amândouă? Nu. Păi și eu nu mănânc. Original. Original mănânc, da. Mănâncă tu. Am ajuns la putușca. Bine ați venit. Nu. Mergem să căutăm cazare. Dacă tu vrei, nu. Bine ați venit în Butterworth. Așa se numește stația. Adică Butterworth. Untul merită. Untul bine meritat. Untul bine meritat. Mergem la cazare sau la cafea? La cafea. La cafea, da. Haideți. Să punem energie. O zic că am greu. Da. Haideți să mergem. Și trenul va continua drumul său către Puțușcani. Ia de aici cu metrei și pe stale. Cu vagonul pe partea dreaptă. Cu vagonul. Da, 4 ore bune. Da. Tot, ne-a umplut de mâncare. Că n-a dat nimic, ne-a dat schem. A venit din Ghent, a spus să fac curățenie, eu nu știu că curățenie la ce nimic. Acum până la cazare ar trebui să găsim un feribot pe o distanță scurtă. Acum la ieșire trebuie să scanăm din nou biletul. Deci aici scanăm când intrăm și când ieșim. Și scanăm biletul și când ieșim. Pentru a ajunge la cazare, vezi, Alina, că trebuie să luăm feribot. Wow! Pe o distanță scurtă. Ah, ok. Se poate și cu un autobuz, că insula Penang e legată de vreo 26 ele, dar de aici mi se pare că e un feribot. N-avem pregătit nimic. Deci, nu am cumpărat nimic, niciun bilet de feribot, habar n-am. Cum facem? Trebuie să ieșim, în primul rând să găsim o cafea, ne odihnim, după care căutăm... Voi informați de ceva. Stai și care era lui probleme la ieșire. A, nu... A, gata, a reușit. E bine. Este. Oare dacă nu-i singur om, că trebuie să-l prind și pleci? Da. Ce? Ți-ai luat bilet să intri în orașul? Să-ți dai bilet de intrare? Puțușcani? Ia. Okay. Este, thank you. Așa e la Puțușcani. Oricum, și pentru mine e prima dată când văd că scanezi biletul la intrare, scanezi biletul la ieșire. Mă simt de zici că intru pe stadion la meci. Așa. Intru acum. Pe aici se ajunge către feribot. Așa sună semafoarele astea. Zici că este ăla cu cuțitul și mi-l bagă în gât. Zici că e scary movie. Vine 13. Așa sună. Dacă nu treci mai repede, n-ajungi viu. Aia, mai departe, pe unde? A, cu liftul? A, poftiți în lift. Te stăm unul în spatele celălalt. Mai urcă cineva? Da. A urcat și nepotul. Nu știu cum să-i spun, la tot la 2 merge și el. A? La 2? Păi nu, că nu mai au apăsat. A, e mai apăsat. Merge pe încredere. Da. Inspir încredere. Da. Cred că de acolo, din față, luăm bilete. Habar n-avem. Nici cât costă. Direcția clar că e una singură. Da, Pulau Capas. Pulau Capas? Păi noi mergem Pulau Pinang. Nu mai am urmă și un Pulau Capas. Întrebăm și noi. Poate schimbăm în Pulau Capas către Pinang Pulau. Da, foarte. Veste, să vă schimb. Mergem în toate p***le azi. Parcă fi primul. Hai că după ce azi nici n-am ieșit bine din casă și am cheltuit 70 de dolari, a venit și viața bună, că
am dat pe un bilet de feribot. E bine, am făcut Cristi cinste. Se știe. Un leu, cât e? Un leu și ceva. Uite și flexul lui Cristi. Deci asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Se știe. Flexul este. Acum o să mă bântuie și pe mine. Că știe, că știe că stovară și cu tine. Deci un bilet, un leu. 4 lei și ceva pentru 4 persoane să ajungem în Pinang. Cum am socotit-o eu, măcar ce zic gura ta. Păi, scrie, da? Acum dacă ne duci acolo... Pe feribot scrie la Ancaui, dar pe sus aici scrie că te deoși, da? Probabil acela. Da. Face o oprire acolo. Dacă nu ne place pe Georgetown, la orașul Georgica, mergem mai departe, pe Lancaui. Nu e rău. Facem noi Goianda. Noi am mai pușcărie, dacă vreți. Chiar grijă la bostonete aici, că rămânem. Mamă, ce rece e. Super rece, frate, și aici, da? E bine, după căldura de afară. Va fi murit, s-a răcit. Ne băgăm și pe acolo în spate? Păi da. Bagă-te acolo că noi avem și bagaj, avem și toate alea. Oameni buni, bine ați venit în Penang. Penang. Acum, de fapt aici suntem în Georgetown. Și noi o să stăm exact în Georgetown. Un oraș, cred că este unul dintre cele mai vizitate orașe de aici, din Malaysia. Capitala street food-ului. Și ar trebui să experimentăm și noi. Să ieșim la o haleală de asta, de... și ieftină și bună. Acum să o dăm și pe aia, dar mai scadem și noi din costuri. Ne-a rupt în balamale ăștia. Ne-a rupt la buzunare, Malaysia. Acum... Acum aici o să se aplice treaba aia, că mâncăm ieftin și bun. Da. Cazarea nu prea ieftină, dar compensează undeva. Se echilibrează balanța la mâncare. Nu putem să le avem pe toate. Da. Hai că am intrat exact în centrul orașului. Așa ca prima impresie, este foarte, foarte liniște. Și au început deja să apară clădirile astea coloniale. Hai Alina, hai. Bagă viteză. Deci ca să vedeți cât e de mare durerea tuturor. Ghiozanele încârcă și pe față și pe spate, cum ne place nouă. Căutăm canapeaua. Cafeneaua. Căutăm o cafenea și după aia mergem acasă. Să ne cazăm. Dar mergem așa, mai mult după miros. Ia zi, Alina, ce ți-a făcut cu ochiul? Capucine? Capucine, da. Două. Și eu tot capucine. Bagă două. Vreți și mâncăm? Nu am mâncăm acolo, dacă tot. Hă? Sau e șoricelul în stomac. Pe lângă cafelele astea care la prima vedere arată bine, ne-am comandat ceva de mâncare. Da? Toată lumea mănâncă. Da. Bine. Mic dejun la 5 de. Zici și tu că e dimineața. Bine, noi am plecat dimineața, da. Dar mâncare mi-am la desert. Da? Bine. Ești pe drumul cel bun. Foarte bun. Gușo ceva de la tine? Acum să vedem cafele. Chiar sunt curios de cafele, dacă sunt ce trebuie, că noi pe aici am băut doar de la Starbucks și arată foarte bine și e bun. Da? Am rece. E rece, dar e bun. Adică nu e caldă, dar e bun. Foarte bun. Mi-a plăcut lapte rece mie deasupra. Raluca e șeful pe cafele. Ia gustă și zice e bine, are 5 stele. Șeful pe cafele eu sunt. Raluca bea lapte cu un pic de cafele. Eu beau cafea. Hai să vă spun o chestie. Toți cei care vezi cappuccino și latte, nu mai știți că vezi cafea. Nu vezi cafea, vezi lapte. Puteți să o luați la biberon. Mamă, sună în jurătură. Tu vezi, da. Tu vezi ce gândești. Doar eu știu să diferențez care e cappuccino de latte. Da, mă, le miroase. Da, am văzut acolo. Ai zis că are epoc, s-a uitat puțin. Ăla e, ăla e, ăla e, ăla e, ăla. Bine. Totuși, ține-i posul? Tu. E bine? Da. S-a lins de buze, bine. E bine. E clar. Ne-a venit și mașina, am luat una de asta mare ca să ne încapă bagajele. Ia bagă. A. Ok, so how many of you are? Four. Stai așa că... A, e bine, aia că avem locat. Where is it you are from? Malaysia. Malaysia.
My grandfather from India. Nici nu mi-am dat seama. Nici nu m-am prins. Avem și o nuntă aici. O megasica, trăiască megasica. Before wedding they do the shooting, right? Yeah, yeah. That's one. They do shooting after wedding also. Yeah, they do two shootings. But they are different. Different shooting, right? Different. How many days you going to stay here, sir? 2 weeks. 2 weeks? Mm-hmm. Oh, you have a lot of time. Yes. Am ajuns la locație. Iar acum trebuie să jucăm jocul ăla. Caută indicii ca să găsim cheia. Ai găsit? E bine. Cristian a ghidu. El și el a citit instrucțiunile și știe unde e cheia ascunsă. La nenea asta, în buzunar. Trebuie să zicem o poezie. La 29. Suntem vecini? Da. 22, e bine. Nu știu. Și acum către camera 5. Camera 5, ești o garsonieră. Dacă zic camera 5 că suntem la pușcărie, pe camera 5. 6. Hai, mai încolo. 2. Mamă, o grăt, ăștia peste tot. Ești că suntem în America de Sud. Ia bagă toalină, ia vezi. Mamă, toată ușile au grăt. Numai ăsta de aici n-are grăt. Asta e un barosan ceva, e șeful scării ăsta. Fără grăt, nu-l fură nimeni. Așa. Bagă cheia aici. Vedem acum așa la cum arată garsoniera. Din poze pare frumos. Ia să vedem. Da, cam poze până acum. Da, e bine. Că nu-mi dau, știți voi, că nu-mi dau ghiozanul jos, nu nimic. Uite Alina, că aici poți să fumezi. Spune că fumatul e interzis, dar nu e problemă. Ăștia au o problemă cu fumatul de nu am văzut de când sunt. Și înainte, când am fost acum 2 ani de zile, am știut că sunt probleme. Dar parcă nu le-am simțit așa. Am stat mai mult în cameră. Dar acum când am început să scoatem nasul pe afară, deci sunt obsedați să nu fumez, obsedați. Și vă repet, eu n-am o problemă cu asta, dar pentru fumători e foarte complicat să nu poți să fumezi nicăieri. Da, mai faci și tu ca tine, zici că ești faci ca tine. Da, dar e frumos. Aha. Avem aici frumos. Da, patul, dressing-ul. Uscător. E bine, avem acolo pilotă dacă avem nevoie. Dar ce e interesant că avem acest view la o parte din oraș. Și chiar, nu, e bine. Deci camera asta așa cu fereastra lângă pat e bine, bine de tot. Bine. Ne place. Hai să vedem acolo. Hai. Să vedem baia, să vedem. Cine e? Cața micuță? A, uite mă că avem aia acolo și e funcțională plita. Spunea în descriere că n-ai voie să gătești. Și doar să gătești doar light. Light, da. Oricum noi light găteam. Noi light găteam, dar scria că n-ai voie, interzis. Așa o chestie de asta. Interzis gătitul, interzis fumatul, interzis mersul pe jos. Ia să vedem. Baia? Dacă e micuță, nu știu ce. Da. E frumos. Adică tremură imaginea de la bec. Da. Să ieșim de acolo. Plătim pe camera asta 32 de dolari. Da. În euro înseamnă vreo 29. Da. Bă, nu e chiar. E bine. Se poate și mai bine, dar nu am găsit. Am căutat și eu și Cristi, am căutat 2 zile în continuu. Am luat la rând, cred că, toate cazările de aici, din Georgetown. Și sub banii ăștia nu am găsit absolut nimic. Deși era madamă și toată lumea stă pe acasă, prețul ar trebui să fie jos. Din contră, prețurile sunt sus. Și acum, Ana, e bine că avem și mașină de spălat. Am mașină de spălat cu uscător. Asta e bine. Deci nu o să trebuiască să mai cumpăr detergent. Da. Deși mai am câteva pernuțe. De ce le folosești? Auzi, vreau să încerc internetul. Hai să facem și testul de viteză. Vedem dacă e ce trebuie. Oh, ma, e bine de bine. Hai să vedem upload-ul. Deci avem 100 de mega constant download
ne bucurăm. Hai și cu aplaudul. Wow! N-avem nicio problemă. Absolut nicio. Bine! Deci cu viteza asta, Alinu, putem să facem bani. Da. Și eu și tu. Da. Este o treabă bună. Iese. Am luat-o pe Alina și am ieșit puțin în oraș. Să vedem și noi care e vibe-ul pe aici până apropiere. Și încep să vedem din astea, piețe din astea de street food. La fiecare colț sunt tot felul de localuri din astea, unde se face mâncare super bună. Noi am mâncat. Miroase foarte bine. Miroase bine. Noi am mâncat, nu o să mâncăm acum, dar cu siguranță trebuie să mergem într-o piață de aia mare și să testăm. Da. Neapărat. Da. Hai să mai continuăm drumul. Parcă-s copil mic. Da. 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 Noi am luat așa, random, am ieșit din apartament și am luat-o înainte. Avem aici ceva, un fel de burger din ăștia homemade, cu tot felul de chestii. Avem de pui sau de vită, cu tot felul, cu ouă, cu cheese, cu double ouă, cu double toate alea. Eu am zis, facem și mie un burger și cu toate alea. Alina așa ceva de pui, eu de vită. Pui și ouă îmi iau. Aici îl face băiatul, ne-a pregătit tot ce trebuie. Mare frumusețe. Prețurile sunt între 4 lei și 7,50 lei. Mai bine de atât nici că se putea. Iau ce se face băiatul aici. Gata, Rajiv, șef. Cum ne întoarce băiatul, nu ne mai întoarce nimeni. Pune nepoate acolo, pune. Fă frumos. Iau, ești rupt. E cald, stai pe grătar. Dai seama, bine, e nouă cald, dar e sunt... aici, tot sunt 50 de grade afară, cu încă 200 aici. Acum pregătește și oul. Frumos așa pe plită, bagă și ceva picant. Cum i-a zis Cezarao. Îmi împachetează frumos carnea în ou. Mai pune și un pic de maioneză, dar eu n-am zis maioneză. Poate nu mi-l face mie. Eu am vrut fără maioneză, vedem dacă o fi înțeles sau nu. Acum o mănânc așa, aia e. Ce l-a făcut că era cel de vită? Bun. Și ține făcut maioneză. Eu mi-am spus fără sos. Deloc. Să nu pună deloc și cred că a ținut minte. Vă vom vedea imediat dacă a ținut minte sau nu. Ne-am luat la pachet burgerii și rămâne să-i testăm acasă. Mergem frumos și facem review acasă. Și știi cum o să fie burgeri, Alina? Casă! Big casă. Am dat pe acești doi burgeri 15 lei. 13. Doi am lăsat acolo. Am lăsat eu așa de la mine. Bine, bravo. Nu mă uit la bani. Atât. Hai. Ia zi pe cine. Ce e deschis, zici că stai, ai venit la vorbitor. Am zis să nu uităm cu telefonul. Vino cu acești șef, cu metri. Să vezi dacă-ți place, că tu n-ai văzut apartamentul. Poftiți, bă. Facem un grădări. Facem și pe. Mai fă un al vostru. Nu știu mai fain. Acolo. Ce vreau și mai spun. Eu de ce dacă nu am văzut? Ha? Eu de ce nu am văzut? Păi permiți. Bă, e mai mic. E mai da? Mic? Da. E mai mic și mai scump. Aici e birou. Asta îmi place. Uite acolo. Locul ăla de birou îmi place mult. Și aici e de fumat și aia e. Ha? A meu care are terasă deschisă. Da, boss. Deci eu pot să și mor, pot să și cap. Că mi-au înnecat slab un pic. Și aici, ăsta, cred că e la fel. Nu, dar ce din car și bă. Nu e la fel, dormitorul? Nu zic că poți deschizi asta, că mor acum. Du-te, dracu, la 29 poți deschizi geam. Da, da, un pic. Un pic, așa, nu mult. Mi-am pus asta ca să-mi acopăr gușa. Că nu cumva iau COVID la gușă, nu știu să îmi dă. Bine băiatul meu, uite. Ăsta, vezi că e de la... E de la adevărat. E sofisticat. I-am dat blocul la Samsar. Mi-a scris că îți dau 300 de euro pe laptop. Și eu lept de chat. Hai că m-am luat cu Cristi și cu toate alea și am uitat că aveam în punguliță, aveam două sandvișuri. Doi hamburgeri. Să și mănânci. Am uitat complet. Am promis că vedem ce ne-a făcut băiatul ăla. Să încheiem și această zi. Salina... Tu îi vezi, ăla e meu, ăla picant, nu? L-ai văzut roșu, așa? Păi scrie verde. Da? Da. A, scris băiat. Și ăsta e bagă așa, că nu stăm...
Doar îl gustăm ca să vedem așa, să transmitem și noi, prietenilor noștri, senzația, gustul. Vedem cum e. Așa, prin vorbe. Pui cu ou. Mamă, ce flică e lumina asta. Rupe. Făcut așa pe plită, eu cred că trebuie să fie interesant. E destul de interesant. Da? E bun, e gustos. Mm. Pâine e proaspătă. Bun. Hărnița e gustoasă. Se lipte și oul. Avem și legume. Morcov. Salată. Varză. Foarte bun. A pus la codetare. Cu sos de soia. Da, a, nu ți-a pus, că tu ai zis, nu spune și nu ți-a pus maioneză, nu? A, nu. Ținut minte. Fără maioneză. Eu am văzut că pune acolo, dacă că era altceva. Nu, era clientul din fața asta. A, ok. Mie mi-a pus piper și sos de soia. Ia stai. Să văd și eu acum. Am mutat camera de-n față. Să... Așa. Foarte bun. Sper să nu fie foarte picant pentru tine, să-l poți mânca. O gură e o ta. Cum e? Bă, de bun. Da, chiar adică, este bun. Bă, bun, e forță. Adică dacă... E foarte gustos. Pămâne, dacă mai pune să aleg între un burger de la Burger King și ăsta... Da, nu. Ți-aș alege de 1000 de ori ăsta. Mamă, chiar dacă ăsta e așa de bun, aici, la un... O tărbuță de-asta. Dar păi la piețele alea, din centru ăla de noapte, unde e plin de ăștia, pe să mergem acolo să facem un video bun de acolo și să testăm toate alea. Luăm din toate câte puțin, da, și le testăm. Și vedem și care e atmosfera acolo. Bun, ăsta a fost vlogul. De astăzi. Din această seară, da, cu trâmbălatul, dar a fost o zi urmă, full, în care am mers și cu taxiul și cu trenul și cu tribotul, cu toate alea. A fost plăcut, pentru că am avut companie plăcută și o să mai avem timp de vreo 2 săptămâni. Da, sperăm să facem vloguri frumoase împreună în formulă de 4. Uh-huh. Da, și pentru noi orașul ăsta este nou, pentru ei și pentru Cristi și pentru Ralu este un oraș nou, așa că îl vom descoperi împreună. Și abia aștept, că s-am pus numai pe șuti. L-am prins pe fratele Cristi, care e și el forță pe șuti, aventuri. Te înțeleg bine. Da. Până în următorul vlog. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la finalul vlogului. Și vă așteptăm și pe Instagram, Caesar Show, căutați-ne și pe TikTok. Ce să zic, aveți grijă de voi. Și vă urăm, știu că vlogul ăsta o să fie pus puțin mai târziu, dar având în vedere faptul că mâine e Paștele, vă urăm toate cele bune, multă sănătate și un Paște cât mai frumos. Paște fericit, asta se zice, nu? Paște da. Fericit! Cristi și eu, răspundem la toate întrebările jos aici în comentarii. Vă plăcim, vă îmbrățișăm cu mare drag. Pa. Și mulțumim că ne-ați urmărit până la final!